Mița, superbitatea, Mădălina Ghene a postat în sfârșit tutorialul la machiajul pe care îl poartă ea tot timpul, așa că fiți pe fază, fata voastră o să-l facă pas cu pas. Dacă acest machiaj mă va face să arăt, bă, cel puțin 1% ca ea, misiunea mea e completă, vă zic. Mai întâi își întinde fondul etern cu o pensulă plată, pe care abia apoi îl blenduiește cu un burețel, înțeleaptă decizie pentru că practic nu se absorbă mult produs. Își aplică anticearcănul în aceste zone cheie. Când vine vorba de contouring și îl face în formă de C, două linii drepte paralele pentru a subția nasul și încă două în aceste zone. Tot cu burețelul, blush, tot cremos. Nu a arătat dacă folosește pudră, dar am văzut că are tenul foarte, foarte dewy, așa că o să mi-o aplic doar sub ochi. Ard maro în colțul extern, am văzut că nu și-l alungește foarte mult. Glitter din plin. Eyeliner până la jumătatea ochiului și foarte discret pe ploapa inferioară. Mi-am aplicat gene false, iar acum mă dau cu mascara. O să încerc să-mi fac același lip combo.